it was in my childhood day. Oh Lord, many long years ago. Now with the series. Suntem deja într-o vedetă a circuitului de Orbex din București. Casa Arion și încă cineva, încă un nume pe care nu l-am putut memora. Este un nume mai complicat, așa, cu inflexiune olandeză a unui arhitect. Casa a fost proiectată de un arhitect celebru și care și-a lăsat o amprentă destul de mare în istoria arhitecturală a Bucureștiului, Paul Gautreau. Paul Gautreau este cel, asta e casa i-a aparținut lui. Paul Gautreau este cel care a proiectat Palatul Cotroceni, a proiectat Palatul Cec și a proiectat Biblioteca Centrală Universitară, care e aici, la ușchiul pe distanță. Da, superb palatul ăla. Așa, după care pe aici s-a mai perindat încă un arhitect, o să-i scriem numele pe ecran, pentru că habar n-am numele lui. Și el celebru pentru că a proiectat Palatul Aseului. Celebru palat de la Piața Romană, cu acea bilă despre care se spune că va pica de acolo când va ieși o fată virgină de la ase. Așa. Bun. Dar numele acestei case se mai leagă și de Constantin C. Arion. Așa. Marea familie boierească a Arionilor, care se întinde hăt până în epoca fanariotă. Asta a fost ministru cultelor timp de un an, de la 1900 până la 1901. Dar aici mai există o pagină ușor sordidă de istorie, dar o să o discutăm când o să intrăm într-o anumită cameră. Până atunci, hai să vedem bijuteria asta. Arată ca după bombardament ce e. Well, it was in my childhood day. Oh, Lord, many long years ago. Now with the ce a fost asta? Ce chestie? Să știi că eu m-am mutat și pe la geam să văd dacă apare cineva, da? Pentru că am auzit niște zgomote ciudate și nu știu dacă suntem sau nu în Scooby-Doo. Am luat această armă albă foarte clasică. Mai trebuiau niște cuie aici. Niște cuie. A, uite, are unul deja. Are un cuie aici. Nu știu că putem zdreli cu el, dar îl luăm pentru orice eventualitate. Eu n-aș vrea să dau. Oricum, cu stânga nici nu știu să lovesc. Cel mult pot să-ți dau ție, dacă mă rog. Primul corp de clădire, acum mergem direct în bazin. Te descurci. Ah, cred că mi-l am deschis. Sunt semne puse o stare destul de bună. Da, pare. Foarte bine. Uite, avem și un film cu Charlie Chaplin, Dictatorul. Aici avem un CD. Ah, am și eu colecția cu Charlie Chaplin acasă. Ce tare. Acum, pe casă. Îți imaginez cam ce gen de oameni au stat pe aici, după cum arată. Și o să găsim tot soiul de evidențe. Probabil că au stat țigane aici. Mai am ocazie. Nici cum găsesc ăștia.
rannata potaridi avadi koengenenne malvel irunu chitta koen soyanne ran ran dikata havari koen labanne adalayak poti bendagena mutadavu panne Uite, vis-a-vis casa de modă. Și aia e părăsită. Ce? Casa de modă e părăsită și aia. M-am uitat eu aseară. Să facem mai curse noi și acolo. Nu știu cum să poate. Iar și trebuie să încarc asta. Mai mulți măcar au stat aici. De fără. Avem pe unde să sărim pe aici dacă e ceva? Se crede că aici a fost și sediul Partidului Național Țărănist, înainte să vină comuniștii la putere. Și uite că de pe asta, astea păreau a fi săl de ședință aici, știi? Da, am văzut că scria camera numărul 52, scria deasupra. Exact, așa, de-a stat Iuliu Maniu, Iuliu Maniu și Ion Halachi. Uite, am găsit aici. Avem un semnare de la Asociația Clubul Național Țărănist PNCCD, care descrie cumva atmosfera care era aici, în clădire. Și că aici și avea sediu ziarul Dreptatea și Tineretul Național Țărănist. Iuliu Maniu și Ion Mihalache se întâlneau cu liderii partidului într-o frumoasă sală de conferințe. Posibil asta să fie sala de conferințe. În triștii ani de după război, tot în acest loc se acorda sprijin celor persecutați de comuniștii deveniți din ce în ce mai agresivi. În acest loc, refugiindu-se și participanții de la manifestația din 8 noiembrie 1945. Tot aici, întors dintr-un turneu din Ardeal, Corneliu Coposu va fi arestat de către securitate, deci tot în clădirea asta, în iulie 47, în ziua scenării de la Tămădău. Deci, s-a perindat ceva istorie pe aici. Ah, ce super se vede! A fost niște muși intrare. Asta a fost ca un separiu, nu? Da. Super cu balustrada asta.
spate asta. Posibil. Podul? Da, da. Părea și prea dragă tot. Este tapetul original aici. Mai mult ca sigur. Da, s-a păstrat bine. Cred că sunt și prizele originale. Sunt curios dacă mai există curentele. Ar trebui de acum să venim și noi cu o șurubeliță dintre aia, da, să ne asoare curentul. Aici s-a surpat deja podeaua. Bun, aici da, se vede clar. Uite de cum se duce toată aici. Sper să nu credeam. Ori se propagă sunetul în așa fel încât. Aici avem un cegar. Da. Salta jos, poți să fie. Te simți cascador? Senzația că suntem în filmele alea horror nenorocite în care un psihopat cunoaște foarte bine teritoriul și ne lasă mici indicii provocatoare ca să ne momească, știi? Dar, mă rog, că am acest picior de scaun. Auzi, așa ai pus tu lemnul ăla? Lemnul ăla, tu l-ai pus în ușa așa? Ăsta. Păi l-a pus cineva, înseamnă, cât am fost noi sus. Da, se pare că cineva s-a perindat prin casă odată cu noi.
Ori persoana care dormea tun mai devreme în acea cameră, sau se prefăcea că doarme, a ieșit și a blocat ușa de la intrare cu o șipcă, ori altcineva. Să revedem momentul în care eu am închis ușa. După cum se poate observa, în acest joc o leacă înfricoșător de a v-ați ascunselea, nu eu am pus gândura. Aici deja avem ciment. Las și eu mașina puțin aici și mă duc imediat. Da, șeful, nu e nicio problemă. Puteți să treceți puțin mai în față. Imaginez că asta nu e jurisdicția lui aici, a paznicului. Hai că o terminăm ca într-un fir de Cristi Pul. Back to normal. Te-ai speriat puțin. Da,
Te-ai speriat, nu? Da, nu mă așteptam, nu știam ce, cât sunt. Nu mă așteptam că se va lua tot felul de chestii. Este un om foarte meticulos. Deci că era un desen animat, el se trezea, că îl trezeam lui din somn, pe acest inamic al rostru. Nu știu dacă era... Adică... E foarte ciudat să analizezi și să stai să te gândești că... Mă, eu sunt sigur că dormea acolo. Dacă voia să vină să ne gonească sau să ne sperie, putea cineva să vină după noi, cred dar... Că era cineva... Ideea e că te sperie și mai tare când vine în urma ta și trântește ușa sau lasă niște semne din asta. Dar la final aș vrea să-i mulțumesc pentru pont. Cine ne-a dat pont legat de casa asta? Așa, o fotografă faină, Otilia Bercar. Să-i punem Berca? Acolo, îi punem Percar, îi punem și linkul în descrierea noastră pentru cei 57 da. De abonați ai noștri. Da, bun. Mulțumim, Otilia. Da, hai că a fost bine.